Hello, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi aș vrea să facem împreună un unboxing de la Notino. Ca de Black Friday, au avut ei diverse oferte avantajoase la preț și mi-am făcut și o comandă, nu am rezistat. Au avut transportul gratis și reduceri, cred că de vreo 30% din valoarea produsului, plus alte reduceri pe care le au ei deja, pentru că prețurile lor sunt cele mai mici. Și hai să vedem ce mi-am comandat. Ce credeți? Am văzut că au apărut niște produse din acestea de sărbătoare și cum mie îmi plac produsele acestea de Christmas, evident că nu am rezistat și mi-am luat și eu ceva și haideți să le desfacem. Prima dată să desfac acest ruj care uitați-vă și voi cum arată de la Catrice. Avem aici un soldețel foarte frumos și haideți să vedem cum arată acest soldățel, da. Eu am aici nuanța C02 Pas de Deux. Cred că este în franceză, după cum observ. Deși produsul este, se numește, au ei acum o ediție care se numește Magic Christmas Story și acesta este Ultra Satin Lipstick. Haideți să-l deschidem împreună pentru că sunt foarte curioasă să văd cum arată. El arată foarte bine, îmi place și forma. Bineînțeles că pe ecran se vede un pic mai deschis decât este în realitate, mai închis. În realitate este mult mai deschis. E o culoare din aceasta, un roșu burgundii, aș putea să zic, și îmi place și forma rujului. Nu-l văd eu sidefat, probabil că e satinat prin textură. Nu aș vrea să fac acum un swatch pentru că nu vreau să-l stric. Dar oricum îmi place să știți cum arată și să știți că a costat și destul de puțin, nu știu, cam până în 20 de lei, să zic eu, acest ruj. Și îmi place și ambalajul, cum arată așa, și a fost și sigilat, adică, să vă spun sincer, nu a fost desfăcut, dar a fost sigilat, uitați-l cum arată, de la Catrice. Haideți să continuăm și cu alte produse. Mai avem aici, după cum vedeți, sunt destul de bine ambalate, așa că o să le desamblez. Sau, mă rog, o să mai degrabă să înlătur ambalajul, nu neapărat desamblare, că nu avem aici nu știu ce combinații. Și o să înlătur ambalajul și revin cu produsele. Așa, și continuăm. Avem aici un iluminator din acesta tot așa de sărbătoare. Se numește Chic Lighter, un luminator de obraz. Da, și spun ei că într-adevăr face parte tot așa C2, Sugar Plum Fairy Liquid Highlighter. Arată bine și acesta, cum îl văd eu aici, și haideți să-l desfacem și pe acesta să vedem cum este. Uitați-vă cum este, are un burățel din acesta. Cred că imită produsele acelea care sunt la Too Faced, la Tarte, peste tot, că în general produsele acestea de la Catrice, asta fac, imită branduri din acestea, produse celebre de high-end, care sunt foarte scumpe și produc și ei la fel similar. Bineînțeles, la un preț redus, dar uitați-vă și voi cât este drăguț. Și acesta bănuiesc că este un burețel care se va îmbiba cu particule din acelea luminoase și apoi se aplică pe față. Nu o să încerc acum să fac un swatch, dar să știți că îmi place produsul. Și piesa de rezistență a acestei colecții de Christmas este această paletă de la Catrice cu un soldățel care arată foarte bine și care este cu foarte mult glitter, după cum observați. E superbă aceasta și haideți să o deschidem să vedem. Evident că ea a venit ca și celelalte sigilate, deci nu au fost deschise. Uitați-vă cum arată. Este superbă paleta, foarte pigmentată, cu foarte mult sclipici, exact cum îmi place mie. Deci avem, toate culorile sunt cu sclipici din ce observ eu. Cred că mai puțin albastru și roșu ăla din colț, dar uitați-vă cât este drăguță. Deci este o, să zic așa, o paletă din aceasta colorată de Christmas, care arată foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Chiar dacă vreți să faceți cuiva un cadou, chiar poate fi un cadou foarte frumos, după cum observați. Este superbă.
Este superbă. Și oglinda vine și ea cu un plastic deasupra. Este sigilată și uitați-vă superbitatea de paletă, cum arată pe exterior. Deci avem, cred că erau 9 culori, cam așa în total, nici am observat eu. Nu scrie pe aici, dar da, cam 9 culori. Eyeshadow palette. Foarte frumoasă, ediția de Crăciun. Așa, și ultimul produs pe care l-am luat este un parfum care era la reducere, pentru că ei aveau parfumul din acestea la reducere, și anume un parfum foarte frumos, și haideți să-l deschidem și pe acesta. Este 100 de mililitri acesta. Uitați-vă cum arată. Escada Fairy Love Limited Edition, 100 de mililitri. Evident că a costat foarte puțin în comparație cu prețul lui inițial. L-am luat și pe acesta la reducere și are un ambalaj foarte frumos, așa de pentru cei îndrăgostiți. E un parfum din acesta Fairy Love, să zic așa. Și haide să-l deschidem, pentru că mor de curiozitate să vedem cum arată interiorul, dar și cum miroase. Acesta este parfumul, foarte dulce, zici că este o acadea, floral, fructat, la prima vedere. Nu am căutat notele să vedem ce note există, dar e floral fructat acesta și îmi place foarte mult. Și îmi place și ambalajul, așa deosebit, cu roșu și alb. Deci Escada Fairy Love, dulceag, așa, e un parfum mai degrabă de primăvară, dar e foarte, foarte plăcut. O să văd acum și cât rezistă, dar sincer, la prima vedere miroase bine. Știu că l-am mirosit la un moment dat la Notino și mi s-a părut interesant. Nu știu sigur dacă exact varianta aceasta, dar mi-a plăcut în momentul în care l-am încercat. Și aici de remarcat pe ambalaj că acesta se poate face cadou. Dacă vreți să trimiteți așa un cadou, sau mă rog, dacă sunt băieți care urmăresc un astfel de clip, puteți să trimiteți un cadou și puteți să scrieți aici de la cine către cine. Foarte drăguț, e un fel de, să zic așa, un bilet de iubire gen cadou, sau un parfum de iubire gen cadou. Și uitați-vă cum arată. Da, sincer îmi place acest parfum, chiar merită, iar eu am dat un preț foarte bun pe acesta, având în vedere că este doar 100 de... Avem 100 de mililitri, a costat foarte puțin în comparație cu parfumurile existente. Și hai să facem un recap. Deci avem așa paleta, rujul și acest highlighter. Da, îmi plac toate produsele pe care le-am cumpărat acum de Black Friday. Inițial am vrut să anulez comanda, pentru că am zis că totuși să nu mai cumpăr produse, că am prea multe. Dar n-a fost posibil. Acum îmi pare rău, pentru că, sincer, îmi place foarte mult și parfumul. E foarte aromat, foarte fructat. Și miroase foarte bine, iar prețul pe care l-am plătit chiar are un raport calitate-preț foarte bun. Deci n-a costat mai mult de 100 de lei, să vă zic sincer, acest parfum. Și avem 100 de mililitri. Iar de obicei acest parfum este cam 400 de lei, ca să vă zic așa. Da, deci cam acestea sunt produsele de Crăciun și de iubire. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă mai aștept pe canalul meu și cu alte clipuri și cu alte unboxing-uri. Vă doresc o zi minunată și alegeri inspirate.